Procurorul Anca Jurma a preluat astăzi oficial mandatul de procuror șef interimar al Direcției Naționale Anticorupție de la Laura Codruța Chioveș și mandatul noului șef interimar DNA, în urma deciziei Procurorului General al României, este de 6 luni de zile, până ce vor fi parcurse etapele numirii unui nou procuror șef al direcției. Anca Jurma a spus astăzi care va fi obiectivul principal al DNA. Direcția are o răspundere majoră în îndeplinirea mandatului pe care legea îl conferă, și anume combaterea corupției la nivel înalt. În acest sens, DNA va trebui să rămână în continuare o instituție puternică, independentă și relevantă atât timp cât România încă se confruntă cu fenomenul corupției. Procurorul general Augustin Lazăr, prezent la ceremonia de preluare a mandatului noii șefe DNA, a vorbit despre lupta împotriva corupției în România. În România, lupta anticorupție va continua cu fermitate. A doua prioritate, aplicarea legislației anticorupție se va efectua în continuare în conformitate cu normele și standardele internaționale de eficacitate și de apărare a drepturilor fundamentale. Augustin Lazăr a mai afirmat că noul șef al DNA este un procuror cu mare experiență, cu o bună pregătire profesională și care se bucură de încredere pe plan intern și internațional. Ultima funcție deținută de Anca Jurma în DNA a fost aceea de consilier al fostului procuror șef Laura Codruța Chioveș.